Asta s-a ales de mașina unui tânăr de 19 ani, după ce acesta a intrat în alt autoturism și apoi s-a urcat cu autoturismul pe un stâlp. Spune că era în mașină cu un prieten și un alt autoturism l-a depășit și l-a claxonat. M-a venit o mașină, a trecut foarte aproape de mine, a claxonat, m-a speriat și a intrat de volan. Și a trecut foarte aproape de mine, m-a speriat, m-a claxonat și a intrat de volan. Ai tras dreapta? Da. Ai tras dreapta și ai pierdut controlul? S-a dus după. Ai intrat în Sandero, da? Și din Sandero te-a aruncat în stâlp. Impactul a fost atât de puternic încât cei care locuiesc în apropiere au ieșit la ferestre să vadă ce se întâmplă. Tot ei au sunat la 112. Automobilul a sărit bordura, a intrat într-o mașină parcată, iar apoi a ajuns pe pavilion, a alunecat așa câțiva metri. S-a prins aici și după aia s-a răsucit mașina invers. Deci la c***a mergeți, da? Da. Și solicitați formularul anexa 2, da? Cu acel formular. Dumneavoastră nu-mi dați nimic. În momentul de față nimic. Da, dacă acel... vreți să veniți, dacă vreți, puteți veni acum să vedem autorizați de reparație. Nimeni nu credea că cei din mașină mai sunt în viață, dar atât șoferul cât și pasagerul său au ieșit teferi. Se pare că accidentul s-a petrecut din cauza vitezei, iar polițiștii vor stabili asta în urma anchetei. Oricum, șoferul va fi cercetat pentru distrugere, iar permisul i-a fost suspendat.